Există site-ul Agenției Naționale a Medicamentului, unde dacă știi denumirea comună internațională, așa cum numitul DCI, îl poți introduce și verifica câte medicamente comerciale sunt disponibile pe acea moleculă. Și există și site-ul Ministerului Sănătății Canamedul, unde nu numai că poți să introduci denumirea comună internațională și să vezi care sunt produsele comerciale disponibile, dar poți să vezi și prețul de raft maximal aprobat pentru fiecare dintre ele. Ideal, este un lucru mai greu de făcut, dar eu sunt convins că cine este interesat poate să se uite și, cel puțin pentru medicamentele uzuale pe care le folosește, să își facă o idee și să întrebe în farmacie ulterior dacă acea denumire comercială este disponibilă. În mod normal, orice farmacie din România este obligată să aibă în stoc sau să aducă maxim 48 de ore cel mai ieftin medicament din care corespunde acelei molecule. Deci ar fi foarte bine ca pacienții să întrebe în momentul în care farmacia îi oferă un medicament la care trebuie să plătească acea coplată sau poate și îl cumpără cu prețul integral, să întrebe dacă i s-a oferit cel mai ieftin medicament care conține molecula respectivă. E vorba de informare și de multe ori această inițiativă, din păcate, trebuie să vină de la pacient, pentru că pe circuit există uneori, hai să zic, alte priorități și atunci nu ajunge neapărat cel mai ieftin medicament la pacient, ci poate altul. De aceea el trebuie să întrebe și să fie informat. Că există anumite țări în care accesul reprezentanților medicali la doctor este restricționat. Urmează și în România să fie introdus o astfel de reglementare? Există diferite modele, de la interzicere totală și prezentare a calităților sau a eficienței medicamentului doar în cazul unor reuniuni organizate, simpozioane, congrese, unde medicii sunt prezenți și de unde își pot lua informațiile, până la reglementări a unui număr limitat de vizite anual pentru fiecare doctor în parte. Deci, probabil că aceasta va fi următoarea reglementare pe care încercăm să o punem în practică. Și ce autoritate ar trebui să verifice că va fi respectată acea restricție? Aici este mai greu. În mod normal ar trebui ca, dacă această reglementare este introdusă, va trebui ca în spital să existe niște proceduri, niște norme de acces. De aceea v-am spus, în momentul de față pare destul de greu, dar încercăm să vedem cum să putem să facem acest lucru pentru că ați văzut și dumneavoastră, de multe ori medicul are mai mulți reprezentanți medicali la ușă decât pacienți, ori acest lucru nu este în regulă. Deci măcar ca și timp ar trebui să... Deci fie să reglementăm o perioadă de timp după program când aceste vizite se poată să fie făcute, fie un număr limitat al lor, dar încă o dată aici va trebui să avem consensul venit din partea managerilor de spital și din partea asociațiilor profesionale, colegiului medicilor, deci nu vom putea impune noi singuri o astfel de reglementare. Noi ce am putut să impunem, am făcut-o până acum, v-am spus, materialele care sunt prezentate să aibă girul agenției și de asemenea orice cheltuială care este făcută să fie publică pentru a nu mai exista suspiciuni de influențare neincorrectă a prescrierii medicamentelor.